toți dintre noi suntem din Câtești de Ghiși. Toată lumea știe ce e o semnătură electronică? Este cineva ce nu știe? Cineva care nu știe ce e o semnătură electronică? E cineva care are mai puțin de 10 semnături electronice. Ok. După cum, cred că toți ne-am întâlnit cu vreun coleg de servici care credea că semnătură digitală este când scrii pe hârtie, o scanezi și o faci într-un Word. Despre așa ceva vreau să povestesc azi. Primiți probabil deseori un document PDF sau, eu știu, JPEG, pe care trebuie să îl printați, să-l semnați, să-l scanați și să-l trimiteți înapoi prin mail. Chestia asta se poate face mult mai simplu folosind o tabletă grafică. Asta este o tabletă grafică externă. Există și tablet PC-uri care sunt niște laptopuri la care se întoarce ecranul și se poate scrie cu stilusul direct pe ecran. Pentru piața românească ar fi bun un pachet soft care e instalat să facă semnătura lui Ideanu. Nu, nu, nu. Deci, de vreo două versiuni de Fedora încoace, Xorg suportă implicit driverele de, pentru tablete, cu toate feature-urile, inclusiv sensibilitatea presiunii, când apeși mai tare este dâra mai groasă, totul merge out of the box. Și ce facem? Pentru că avem un Xorg foarte nou cu și drivere foarte noi. Ne deschidem un fișier PDF. Numele de transparență. Canalul de alfa trebuie să-l setezi alfa. Deci am deschis un fișier... N-ai măcar ce te sticlă. Am deschis un fișier PDF aici și vreau să-i fac o anotare. Merg cu creionul și zic. Sau nu, să zicem că aș vrea să... Nu, nu, în programul Xurnal, care știe să editeze PDF-uri, mă duc la sfârșit și să zicem că eu aș vrea să-l semnez. În caz că nu se vede, e cu tableta. Da, da, da. Deci și pe tabletă... Aș mai putea să fac anotări. Să zicem că mi se pare un paragraf important, îl editez și... a făcut ca și cum ar fi cu markerul. Dacă vreau să mai fac observații pe margine, pot să scriu. Da, da! După cum pot să fac o detectare a formelor, și uitați-vă, dacă fac o linie aproximativă, a detectat-o și o face dreaptă. Sper să-mi reușească. Nu. A făcut un cerc. Se mai pot face poziția, mai puțin cam incomod aici să vă arăt, dar se pot face, nu. Să încerc așa. Aș putea să fac triunghiuri, săgeți, detectează diverse forme. La sfârșit, iau documentul și îl export ca un PDF, care va avea toate feature-urile de... Textul va fi în continuare text. Și anotările separat, ca anotări. Va fi... PDF-ul suportă și anotările. Un fel de layere. Sunt un fel de layere. O extensie la... pe care să facem aceleași anotări. Să zicem, fac un help. Sau pot să am o foaie de hârtie pe care să scriu, să-mi fac propriile mele notițe. Pe care să le salvez ca PDF. Asta a fost. Dacă să avem altă dată ocazia, pot să vă arăt cum putem folosi tableta și sensibilitatea presiunii pentru a desena, pentru a picta. Da, da, da. Sunt multe aplicații funny.